Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să analizez scena astronomică din serialul Vlad. Scenă care a făcut vâlvă în presă datorită unor momente erotice consumate în instituția observatorului Amiral Urseanu din București. Bun, hai să vă descriu puțin contextul pe scurt. Am aflat și eu recent că există un serial numit Vlad, difuzat la ProTV. De unde am aflat? Păi, dintr-un scandal recent generat în presa din România. Scandal a apărut din cauza unor scene erotice desfășurate în cadrul Observatorului Amiral Urseanu din București, care este o instituție publică ce aparține de Muzeul Municipiului București. Eu activez în lumea astronomiei și, în plus, am și lucrat în cadrul Observatorului timp de 3 ani, între 2016 și 2019. Așa că, după ce am aflat de această situație, am zis că trebuie să văd și eu scena în cauză, să văd despre ce este vorba. Despre scandal nu vreau să discut prea mult și nu vreau să-mi dau cu părerea. Reclamanta acestei scene este o fostă colegă de la Observator, care a făcut public un anunț pe pagina ei de Facebook în care a criticat această situație și a atacat în mod direct conducerea Muzeului Municipiului București pentru aprobarea filmării acestei scene. Tot ce pot să vă spun este că eu cunosc foarte bine situația personalului din Observator, pentru că am lucrat cu aceste persoane și știu și multe detalii în legătură cu aspecte interne între reclamantă și conducerea acestei instituții, în trecut existând mai multe contre între aceste două părți, în care reclamanta a fost temporar mutată disciplinar în alte secții ale muzeului. Este aceasta o răzbunare publică? Nu știu, spuneți-mi voi ce credeți în comentarii. Dar acum hai să trecem la analizarea scenei cu pricina. Pentru că în cadrul acestei scene se întâmplă multe lucruri amuzante pe care un cunoscător în domeniu le poate scoate în evidență și analiza. În primul rând, scena începe cu cei doi protagoniști în fața observatorului, în cadrul unui date, în care ea îi propune lui să intre și să viziteze observatorul. Mai târziu, vedem că acesta era un date pregătit, pentru că protagonista avea pile la astronomul de serviciu ficțional prezentat în serial. Cine este personajul ficțional? Neagilică, desigur, care, așa cum am spus, este astronomul de serviciu și cu care cei doi se întâlnesc după ce urcă primul rând de trepte. Neagilică îi întâmpină cu un bună seara în holul scării principale și pare că iese dintr-un birou. Aspectul care nu se vede în scenă, dar este știut de către cei care au vizitat observatorul, este că locul din care iese Neagilică este toaleta de la parter și are și telefonul în mână. Probabil că Neagilică tocmai terminase de executat o treabă astronomic de mare și cei doi l-au cam deranjat. Mai departe, cei doi urcă încetişor pe frumoasa scară de lemn din holul instituției, iar apoi, surpriză, ca prin magie, se teleportează într-una dintre încăperile expoziției, fiind sugerat că acolo se termină scara pe unde a urcat. De fapt, scara este în lateral. Al treilea aspect care m-a amuzat este că textele lor sunt surprinzător de proaste, chiar penibile pe alocuri. De exemplu, protagonistul face aluzii cu referire la carul mare și Venus. Foarte original, ce pot să spun. Dar despre asta vorbim în detaliu puțin mai târziu. După ce termină zona expoziției, li se face fomică și, pe cale de consecință, urcă în cupola astronomică. Acolo totul a fost pregătit romantic în prealabil, de către protagonistă sau de către Neagilică, nu știm exact asta. Cerul prezentat prin deschizătura cupolei astronomice este o ficțiune din toate punctele de vedere, iar puzderia de stele fictive prezentate sunt extrem de strălucitoare. Ai putea crede că observatorul este situat în mijlocul unui deșert. Mai departe, protagonistul Vlad privește prin telescop. Păcat că nici măcar nu s-a obosit să monteze un ocular acolo și se uită printr-o lentilă Barlow, adică un accesoriu astronomic prin care, de sine stătător, nu ar putea vedea nimic. Totuși, ca prin minune, fără un ocular montat la telescop, se pare că Vlad observă ceea ce pare a fi un roi stelar globular, perfect potrivit în câmpul telescopului, bineînțeles. Și, normal, după această observație prin telescop, întrebarea firească a acestuia către ea este: cum de nu te-ai făcut astrolog? Astrolog! Și nu se oprește aici, întrebând-o cum de nu ești un prunariu sau un Stephen Hawking. Bravo, felicitări scenariștilor, foarte bun textul. Apoi ea începe să spună ceva despre luneta din cupolă. Păcat că instrumentul din cupolă nu este o lunetă. Detalii. Și continuă să debiteze niște aberații pseudoștiințifice și emoționale, trecând în revistă traumele din copilărie cu cățelușa Laica, când ea nici măcar nu era născută. Mai departe, tranziția se face firesc către cină,
pentru că știm cu toții că dragostea trece prin stomac. Așa că se așează amândoi lângă coșulețul de picnic frumos pregătit în cupola observatorului. Vă dați seama câtă treabă a avut Nea Gilică înainte să vină cuplul magic în vizită. A fost și chelner, a pregătit ciroiul globular în câmpul telescopului și, de la atâta treabă, a uitat să mai monteze ocularul la telescop. Și probabil după atâta osteneală, i s-a făcut și foame și a ciugulit ceva din coșulețul de picnic. Nu știm ce o fi mâncat de acolo, dar știm că la începutul scenei îl găsim ieșind din toaletă. Atenție, Vlăduț! Să faci o escală și la farmacie după ce o lași pe baby acasă. Urmează apoi un fel de preludiu astronomico-spiritual. Spus mai pe limbajul adolescenților, scena este foarte cringe. Protagonista menționează clișeul conform căruia un asteroid ar putea lovi Pământul și l-ar face țăndări. Așa că, cu alte cuvinte, hai la treabă! În paranteză fiind spus, asta cu asteroidul care ar face țăndări Pământul e ca și cum ai spune că o muscă ar face țăndări parbrizul tirului de care s-a lovit. Ea insistă totuși și spune că nu avem nicio certitudine că nu s-ar putea întâmpla un astfel de cataclism în următoarea oră. Ba da, avem. Nu ne face țăndări nimic în următoarea oră. Stai liniștită, oricum te vrea Vlăduț pe cric. Nu te mai agita atâta. Urmează hulita scenă astroerotică din cupolă. Se pare că Vlad intuise mai devreme faptul că vom asista la un eveniment astronomic aparent imposibil. Conjuncția planetei Venus cu carul mare. În altă ordine de idei, sper că Nea Gilică nu a tras cu urechea de pe terasa observatorului. După consumarea actului în sine, observăm un fenomen des întâlnit. Protagonista renunță la atitudinea de fată ingenuă și pasionată de astronomie și își dă arama pe față. Ea numește luceafărul o căcărează și o stea care seamănă cu un bilet de autobuz făcut gemotoc. Nu înainte însă de a face pe deșteapta și de a identifica luceafărul, bineînțeles greșit, pe cerul nopții. Astfel rămânem cu apogeul ei în această scenă, întrebarea retorică, cum să scrii 98 de strofe despre căcăreaza aia? Păi, în primul rând, ai greșit căcăreaza, domnișoara pasionată de astronomie. În al doilea rând, mai bine îl întrebi pe mentorul și chelnerul tău, Nea Gilică. Probabil a invocat și el versuri din celebra poezie eminesciană când a utilizat grupul sanitar de la parter. Scena se termină din nou foarte clișeistic. El întreabă cine este el cu adevărat și apoi își dă seama că trebuie să se trezească de vreme. Gata, distracția s-a terminat, hai acasă. Vă dați seama că Nea Gilică trebuie să curețe și mizeria lăsată de ăștia doi acolo. Așadar, îi începe tura de femeie de serviciu. În concluzie, aceasta este analiza mea de profesionist în domeniu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butoanele de like și subscribe. Dacă nu pentru mine, măcar pentru Nea Gilică, că l-a salahorit fata asta din greu. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!